În 3D, corpurile frumoase, gen ispite, da. Bărbații, femeile, divin masculin, divin femeile, erau atacate. Erau atacate energetic și prin corpurile lor, energiile făceau zăzăbăză, făceau ce vroiau, da, se zbenguiau și prin corpurile lor își făceau mândrele, în sensul diferit, cine de ce avea nevoie, elita, erau alese corpurile superbe. Și acum asta înseamnă lumea suprapusă, da? Și acum se dă la o parte, se curăță, se clearuie omul, superb, un corp superb, o minte frumoasă, deștept, la locul lui, la locul ei, superb, oameni superbi, și la suflet, și la corp, și fizic, și psihic, da? Wow, asta mi se pare dur de tot. Și acum o să se întâmple, aduți aminte filmul când e un îngeraș, aia era simulare. Da? Ceva ieșit din comun, era atât de puternic că nu puteau să înțeleagă. În simulare era ca și un îngeraș, el apare în viața ei, o salvează, aia cade, se duce după pisică, pe geam urcă și cade jos și el o prinde în brațe de la etajul 3, nu știu care. Și își fac cunoștință, na, na, na. Se întâmplă ce se întâmplă până el îi dă de înțeles că el e înger. Ei nu pot să fie împreună. Și ea, da, uite, mă trec fiorii. Și ea, scenariu. Cine rezonează, cine cui îi place, primește cadou situația. Și se întâmplă. Oh my God, ce frumos. Ok. Încuțite! Mă miram să nu fie încuțit. Și când e timpul să plece, el. Ea îi vede aripile, îi vede tot, da? Și el dispare. Și m-am gândit că ea poate fi. Adică tu despre tine povestești. Și tu te reîncarnezi ca să... Am înțeles. Da. Hai, cuțite, ok. E nebunită și îl caută în fiecare om după, da? Caută. Și la un moment dat apare ca și vecin în ogradă, a unui bloc cu două etaje sau cu trei etaje. Acolo unde era ea, da. Apare cineva și e prietenul nu știu cui și caută pe nu știu cine sau pe ea, nu mai țin minte. Se transmite ceva. Și e el. Și ea. Oh my God. De Crăciun era. Da. Și se întâlnește, se apropie de el, îi zice pe nume, face, nu, numele meu e putare. Și ea îl știe și se uită la el, îl știe. Și el nu, dar între ei se leagă ce se leagă și înflorește dragostea și în sensul ăsta. Fantastic, așa de frumos, nemaipomenit. Adică transformarea poate fi și în direcția asta când, da, îți apare îngerul și, da, și era foarte ciudat, ea nu știa cum să se comporta foarte ciudat, adică, da, vroia să-i facă pe plac și toate erau anapoda și numai o scotea din sărite și ca și cum își bătea joc de ea și aia nu mai înțelegea nimic. Îngerul. Și că atunci când se plece și chiar dispare ea, ea e nebunită, îl caută și da, se apare. Trece prin moarte, prin transformare. Era în transformare când a apărut.
Da, era, ea avea darul, da. Avea darul, un fel de vorbești cu morții, vorbești cu, da? Și chiar vezi omul lângă tine și omul e mort, omul nu e. Dar el e în transformare, un fel de trece, quantum leap, am mai zis, transformare și moarte, eu așa le percep împreună, la fel. Adică când zici în transformare, omul intră în moarte, sufletul aleargă, dracu știi pe unde, pardon, cuvântul așa. E despre asta, e și un love story superb. E un fel de ea se uită la ea. În gând, îi roiesc gândurile, nu mai țin minte. Da? Și nu. Și cred că în situația asta, divina feminină a fost înger, a apărut în viața lui. Și el o vede și nu-i vine să creadă. Și ea s-a reîncarnat, chiar s-a reîncarnat, îngerașul ăla care i s-a arătat cândva, de mult. De mult, în clipa asta, nu știu, ieri, că la alte, cu ani în urmă. Și el a căutat o viață. Of, ce frumos! Și asta poate fi. Cine rezonează, imediat se întâmplă minunea și ți apare la ușă cel care e pregătit pentru tine ca și cadou divin și nu ți-ar face niciun rău niciodată. Și e atât de fericit că ai apărut în viața lui, e gata să rămân de tot din partea ta. Numai că da, nu e. Nu e despre asta să faci din astea, că nu, da. Tu nu înțelegi, tu nu știi, da? Divine feminină. Tu nu știi ce ți-a pregătit soarta și ce ți se întâmplă, da. Da, acolo ești și s-a terminat și nu se mai scrie. E povestea asta, da. E scenariul ăsta care, cine, să vedem cine sare în așa ceva, a cui e, știi? Proiecții, scenarii, tu tarotezi, tu simți, vine informația și să vezi cu cine se întâmplă și a cui e. Foarte frumos. Dacă divin masculin, divin feminin, pregătirea, ne? Bagajele și sărim în tren care ne duce acolo unde trebuie. Wow, ce frumos! Wow! Da, acolo ești. Okay.